Astăzi vreau să împărtășesc cu voi o rețetă foarte, foarte rapidă, felul în care eu prepar niște creveți. Am pus tigaia la cinz, o să pun 50 de grame de unt, dau focul la mic, este un pic rece. Lăsăm să se topească. Punem și așa un pic, să zic, jumătate de lingură de ulei de măsline, chiar o lingură, da? Între timp o să vă arăt ce creveți am folosit eu. Au 180 de grade, da? Ăștia sunt. O să vi și arăt. Da? Sunt congelați, sunt de la Lidl. După multe încercări, aceștia sunt cei care mi-au plăcut cel mai mult. Aici am pregătit condimentele, 2 căței de usturoi, o linguriță de sare, un vârf de linguriță de piper, un ardei iute uscat pentru că nu am proaspăt și niște pătrunjel, avem și vin. Bun. Nu trebuie să-i las să se... Focul este pe mediu, așa nu este nici tare, nici rapid. Punem creveții. Ei sunt decorticați, curățați, da? Dau un pic focul mai tare. Ei vor rămâne pe foc până în momentul în care se fac capăt acea culoare roză. Bun. O să dau un pic mai tare. Acum pot să pun și condimentele, adică 2 căței de usturoi, ardeiul, sare și piperul, da? Le punem aici. Sunt mai mult pentru aromă, pentru că nu trebuie să le mascăm gustul lor. Da? Deci o linguriță de sare, 2 căței de usturoi, un ardei iute. Deja au început să se coloreze. Nu trebuie mult. Dacă îi facem prea mult, vor deveni cauciucați, așa că nu vor rămâne frageți. De-aia trebuie să fim atenți. Ei deja când capătă culoarea asta, roz, portocaliu și devine mat, nu mai este translucid așa. Se făcut. O să vedeți ce repede sunt gata. În momentul în care scade sosul care este făcut, compus din zeama lor și unt și ulei de măsline, o să adaug vinul. Vă arăt ce vin folosesc eu. Este un Riesling, un vin alb. E foarte bun, vi-l recomand. Este tot de la Lidl. Ia uitați ce bine arată deja.
Untul este tot de la Lidl. Mie îmi plac foarte mult produsele lor. Acum o să pun cam jumătate de pahar de vin. Cam așa. Am pus vinul. O să las să fiarbă un pic cât să iasă alcoolul, cum se spune, să se pătrundă aromele. Dacă este nevoie, acum o să gustați, mai adăugați sare, piper, cam cum vreți voi. Eu prefer așa mai ponderat gustul. Merg pe principiul mai bine să pot să mai adaug ceva în farfurie decât să fie prea sărat sau prea iute sau... Desigur, pot fi servi simple, puteți să îi puneți lângă niște paste, cu ce doriți voi, cu legume. Focul este pe mare acum, pentru că vreau să scadă alcoolul. Mă asigur că toți au fost întoși pe amândouă părțile. Dacă vreți, usturoiul poate fi pus mărunțit. Și cam atât. Închidem focul. A scăzut suficient de mult. Acum presărăm pătrunjel. Și atât. Este gata. Poftă bună!